Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Zic eu că dacă o să insistați puțin în rugăciune și o să vă străduiți puțin, s-ar zări așa o urmă de umbră de ploaie care ar trebui acum grâului, porumbului, ierburilor, tăninilor. Și spune Dumnezeu, orice veți cere în numele Meu, veți primi și dacă veți cere cu credință, vi se va și da. Nici n-ați terminat de vă rugat și ceea ce cereți se împlinește. Rugăciunea este singura legătură directă cu Dumnezeu. Minte, inimă, Dumnezeu. Dumnezeu, inimă, minte. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Iar Ioan Gură de Aur spune în tratatul despre preoție. Oare ce ești tu, omule, că atunci când te rogi, Dumnezeu te ascultă și spune, face ceea ce spui tu cu gura ta? Că noi îngerii ne sfiim în fața Lui, ne aplecăm fețele, ne acoperim fețele, zburăm cântând și nu îndrăznim al privi, iar voi cereți și vi se împlinește. Deci, atât de mare este puterea rugăciunii. Zice că de mult cândva, tot așa după o secetă puternică, mitropolitul a hotărât să scoată toate podoabele bisericii, moaștele, preoții, clerul, poporul și să înconjure cetatea făcând rugăciuni de ploaie. După vreo 3 zile de rugăciuni, niciun semn, cerul ca aramă, pământul ca piatră. Dar o fetiță care era acolo în grup, zice, prea sfințite, dar la pusnicul de sub pădure, v-ați dus să-l chemați să se roage și el? Și cei din jurul preotului au spus, taci măi din episcop, taci măi din gură. Adică cum? Nu știe preasfinția sa cum trebuie să se roage, îl învață pusnicul? Da, mitropolitul, un om înțelept, a spus, da, are dreptate. Vom merge la pusnicul de sub pădure. Și-a luat tot soborul frumos și au plecat în rugăciuni cu moaștele, cu icoanele, cu podoabele și au ajuns sub poala pădurii unde stătea pusnicul. Pusnicul era în bordei liniștit, își vedea de ale sale și mesteca rugăciunea acolo, o liniște de plină, cântau păsările, adia vânt, o umbră frumoasă la poala pădurii, un izvoraș cânta pe acolo așa și scotea niște sunete dulci. Și a intrat unul și a spus, te cheamă episcop afară, cu neapărată grabă. A căzut în fața episcopului și a zis, poruncește preasfințite. Părinte, iată care este problema noastră. Un copil a vorbit Dumnezeu prin gura lui și a spus că degeaba facem rugăciune de ploaie dacă nu-l chemăm și pe pusnicul de sub pădure. Vai mie, păcătos, unii una ca asta, ce eu am darul preasfinției tale. Și a zis, noi de 3 zile ne rugăm și nu plouă. Niciun semn. Și atunci pusnicul a oftat și a zis, vai de mine. Chiar atât de slabă este rugăciunea poporului, cum nu mai știți să faceți o rugăciune de ploaie? Și s-a întors cu fața la răsărit, a făcut o cruce mare, 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 așa, cum se face ea corect, a ridicat ochii la cer și a zis, Doamne, Tu care ai dat pământului ploaie, Tu care presuri negura ca cenușa, pui gheața ca pâine, Tu scoți vântul din visterii și Tu aduci nori și iau apă din mare, nu poți uda pământul cu bunătatea Ta? Și de însenind deodată fără nori au început să picuri picături de ploaie, deodată s-au îngrăbănit norii și turna cu găleata. Toți se fereau să se ascund undeva, să nu-i udic. Unii să nu-i udic peste tot, era ploaie cu găleata. Numai fata cea mică era cu pelerină și cu umbrela. Și întreabă episcopul, dar tu de unde ai știut că plouă? Dar ce eu nu știu ce rugăciune are pusnicul? Deci așa că vă rog, încercați să atentați la pusnicul din dumneavoastră, să-l opriți de la lucruri lumești, mâncare, băuturi, pierdere vremii, glizală, telefon, televizor, toate mărunțișurile astea care nu garantează și nu valorează nimic. Descoperiți-l acolo în inimă, puneți-l în genunchi, ridicați-l cu ochii la cer și puneți-l să facă
rugăciune stăruitoare de ploaie, de vremuri pașnice, de îmbelșugarea roadelor pământului, de ploi cu trebuință, pentru pacea lumii, pentru buna întocmirea văzduhului și pentru cei ce pătimesc sau sunt bolnavi la casa lor, Domnului să ne rugăm. Amin. Amin.